Știre electorală de promovare. Au rămas puțini oameni care să se gândească la urbea lor ca la o casă pe care o împart cu zeci de mii de cetățeni. Între cei puțini este cu siguranță Lucian Rus, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Deva. Omul care poate transforma expertiza acumulată în calitate de secretar de stat în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în oportunități pentru dezvoltarea reală și durabilă a Devei. Am considerat întotdeauna că esența tare a unei economii este reprezentată de antreprenorii care, prin strategie, muncă și viziune, dezvoltă comunitățile în care trăiesc. Sunt companii care fac cinste municipiului Deva, generează locuri de muncă și sunt privite drept exemplu de bune practici în domeniul în care activează. Întâlnirea cu oamenii a fost pentru mine un bun prilej de a observa valoarea muncii în echipă pentru realizarea unui obiectiv comun. Acest aspect cred că trebuie să devină nucleul tare al administrației publice locale și să avem astfel capacitatea de a defini clar obiectivele pe care să le atingem împreună ca o echipă în slujba Devenilor. În acest fel, rezultatele nu vor întârzia să apară. Este de părere Lucian Rus, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Deva. Există în Deva o dorință de schimbare legitimă a modului în care se face administrație. Această schimbare are la bază un dialog aplicat cu Devenii. Această schimbare are în vedere un plan administrativ care cuprinde privirea fiecărui cartier drept un spațiu eficient, funcțional și care respectă nevoile celor care locuiesc în ele. Mă gândesc că spațiul urban este unul în care petrecem o parte importantă a timpului nostru și că el trebuie să răspundă așteptărilor noastre. Le mulțumesc tuturor locuitorilor pentru disponibilitatea de a discuta despre amenajarea spațiului urban, despre soluțiile legate de creșterea calității vieții, despre Deva drept casa noastră a tuturor, a mai menționat Lucian Rus, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Deva.